mai putem să ne mințim singuri că știți că noi nu suntem comuniști, că nu știu ce, că de fapt e manipulare. Nu, nene, asta crede lumea despre noi, ăsta e adevărul. S-a terminat. Dar distanțarea de comunism, așa e cum eu am propus-o și vă propun și vouă astăzi, înseamnă un lucru foarte simplu și de bun simț. Haideți să rugăm colegii noștri care au deținut funcții, care, nu că au fost membri, care au deținut funcții în PCR, UTC, UASCR, care era Uniunea Studenților Comuniști, și atenție, și FSN, să nu mai aibă acces la funcții astăzi. Vă mulțumim pentru ce ați făcut. 25 de ani au fost de ajuns. Chiar dacă s-ar putea ca domnul Marian Oprișan să iasă la pensie. Asta e. FSN-ul le-a tras prima păcăleală românilor. Nu trebuia să transforme FSN-ul în partid politic în 1990 pentru că a spus că nu va face asta. Trebuie să ne rupem de FSN, domnule Dragnea, chiar dacă unul sau doi sau trei oameni nu mai candidează. Asta e. Hai să spunem oamenilor și colegilor noștri de partid ce facem la anul la alegeri. PSD plus UNPR egal love sau nu egal love?